Italia este hotărâtă să dea în judecată compania Pfizer din cauza întârzierii vaccinurilor anticovid-19. Șeful celulei de criză pentru pandemie a anunțat că protejarea sănătății cetățenilor italieni nu este negociabilă. Companiile Pfizer și BioNTech au anunțat în mod neașteptat că nu vor putea furniza cantitatea de doze promise fiecărui stat. Acest lucru a stârnit revolte în mai toate țările europene pentru că se întârzie campania de vaccinare. Italia pare să fie cea mai afectată de această problemă. Țara s-a confruntat săptămâna aceasta cu o reducere cu 29% a livrărilor de doze de vaccin care îi erau promise. Italia este îngrijorată în special pentru administrarea celei de-a doua doze personalului sanitar. În prezent, în Italia s-au imunizat până acum 1,2 milioane de persoane. Compania Pfizer a anunțat Italia că dozele care nu sunt administrate săptămâna aceasta, unilateral și fără preaviz, nu vor fi livrate săptămâna viitoare, dar în plus va exista o ușoară reducere a livrărilor. Comisarul Guvernului Italian pentru Coronavirus a spus că a trimis un răspuns oficial către Pfizer Italia în care și-a exprimat dezamăgirea și a cerut restabilirea imediată a cantităților de distribuit.